Continuăm seria de interviuri de la Ziua Pensiilor Private. Domnul Ion Giurescu, vicepreședinte ASF, este acum alături de noi. Bună dimineața, bine ați venit la Ziua. Bună dimineața, bine v-am găsit. Sunteți deja un obișnuit participant al conferințelor noastre, de această dată sunteți pentru prima dată în calitate de reprezentant ASF. Este o zi specială astăzi, sărbătorim, să spunem așa, 5 ani de la momentul lansării sistemului de pensii private de pilon 2 în România. Care vedeți dumneavoastră a fi concluziile acestor 5 ani, pe scurt? Cred că a fost un sistem, adică este un sistem care a reușit, cu toate că s-a lansat într-un moment în care piața avea turbulențe, piața avea probleme și am demonstrat împreună cu administratorii că am realizat un sistem puternic, un sistem serios, un sistem care, cu toate că a creat multe, să spunem, emoții în zona politică, a reușit să se ridice mult peste nivelul așteptărilor. Vicepreședinte, toată lumea așteaptă de la discuțiile de astăzi câteva semne cu privire la prioritățile pe care le consideră ASF a trebuit să le aibă în vedere în ceea ce privește conturarea strategiei pentru domeniul pensiilor private din România. Care ar fi acestea? Acum, eu sunt un continuator al pensiilor, fiind acum în ASF. Este ideea de a dezvolta mai departe pilonul 3, care este foarte important, de asemenea menținerea cel puțin a calendarului pe pilonul 2, vorbesc de calendarul creșterii contribuțiilor, și de asemenea sperăm ca anul acesta să apară legea plății pensiilor și legea pensiilor ocupaționale, încercând să dezvoltăm un nou pilon pe viitor. Așadar, în mare aveți conturată strategia pentru... În mare, da, era o strategie, o continuitate a strategiei noastre, de altfel, pe care vrem să o ducem până la capăt. În ceea ce privește pensiile de pilon 3, am discutat și cu operatorii din piață, tot vorbim de o relansare a sistemului. Dumneavoastră, ce credeți că ar trebui să se facă pe acest segment al pilonului 3? Ați văzut că au intervenit și investitorii străini cu anumite propuneri. E vorba de o creștere a contribuției, a nivelul de deductibilitate a contribuțiilor și, de asemenea, cred că va trebui să găsim o soluție cu plata contribuțiilor de către angajatori. O să avem niște discuții și cu administratorii și cu angajatorii, să vedem ce soluție vom găsi ca banii să poată să vină într-un ritm mult mai bun și fără sincope.